Dragi telespectatori, bine ne regăsim la o nouă emisiune alături de colega mea, jurnalist Flora Ordean, o emisiune pentru CNS și pentru Roman 24. Doamna Flora, iată ne regăsim, așa cum bine punctam înainte, o săptămână înainte de sărbători, poate cu alte preocupări, dar înțelegem că interes ar fi totuși pentru ce se întâmplă în comunitate, așa că o să marcăm principalele lucruri. Să sperăm că lumea este preocupată și de ceea ce se întâmplă în comunitate, pentru că iată, în toate planurile și politic și administrativ și cultural, evenimente sunt. Da. Evenimente sunt. Eu zic să începem cu cele două evenimente de sâmbătă. De weekend, da. De weekend. Discutam săptămâna trecută că guvernul a fixat data alegerilor, da, undeva pe 11 iunie. Iunie și că până acum cunoscuți competitori în campania pentru fotoliul de primar ar fi vreo 3 la număr. Lucian Micu din partea PNL-ului, deci actualul primar. Nu știm dacă este corectă folosirea sintagmei de interimar. Totuși așa s-ar părea, cel puțin la modul logic. Că e adevărat, dar pe de altă parte noi am cam fost atenționați că nu prea există acest termen. E primar în funcție. Mă gândeam că am analizat puțin situația cu ce se întâmplă la detașamentul de pompieri Roman, unde comandantul a plecat și a rămas un alt comandant până la organizare. Mă refer la faptul că domnul Parasca a plecat de la începutul anului, maiorul Parasca. Uite că nu știam. Da, și a rămas maiorul Luca și până la organizarea de concurs el se numește, în termenii dumnealor, comandant împuternicit. Nu știu dacă la primărie nu e cazul. Și atunci, zona militarizată. Da, și vreau să spun că până la alegeri el este primar și punct. Până la organizarea de alegeri, noi romașcani o să decidem cine o să fie primar de pe 11 iunie încolo. A fost o întreagă poveste și cu organizarea acestei conferințe de presă. Da. Noi, așa cum știi, transmitem în direct pentru a... De fapt, suntem singurii care avem posibilitatea în județul Neam să în timp real, da, în să transmitem evenimentele, motiv pentru care era fixat acțiunea de lansare a cărții domnului cărților, că au fost două, da, domnilor senator, domnului fost senator Chelaru. La ora 10:30 a fost activitatea, da? Da. În timp ce PSD-ul, atunci când am discutat eu vineri cu domnul Manoliu, ne-a anunțat că decizia este luată la nivelul filialei județene a PSD, respectiv a domnului Ionel Arsene, de a face conferința la ora 11. Ar fi fost imposibil pentru că să alergăm de colo colo, da, sunt jurnaliști puțini, în sfârșit, și fără, hai să zicem că la camera mai lumea se mai discute. Și nici n-ar fi fost elegant. Haideți să discutăm despre această chestiune, pentru că dumneavoastră știți, sunteți de mai mulți ani ca mine în presă, eu doar de vreo 7. Presa, de vreo 26. Exact, presa a tot scris despre anumite animozități dintre senatorul de atunci Chelaru și președinte PSD Neamț, deputatul pe atunci Ionel Arsene, cum că cei doi nu se înțeleg tocmai bine. Nu de mult timp. Ori a pune acele două evenimente la doi ani, atât, cam la același interval orar ar fi dat din nou apă la moară și presa ar fi scris din nou că aici, Ionel Arsene a încercat să deranjeze aici, cumva evenimentul. Din culise îți spun, da, faptul din culisele PSD-ului, îți spun faptul că se pare că o anumită persoană de la Roman, care nici într-un caz n-a fost invitată să participe la acest eveniment, ne gândim împreună care e persoana, adică fără să pronunțăm vreun nume deocamdată, ar fi fost cea care ar fi tras ca de obicei ițele în acest scandal și Ionel Arsene era plecat în Germania, el n-a participat la acțiunea de la de pe Valea Prahovei, de la Sinaia, așa el nu a fost informat despre data alegerilor și atunci, deci au fost... Și era deja făcut agenda și pentru Roman, pentru ziua de sâmbătă. Așa, da, așa ar fi fost făcută agenda de fapt, ce că substratul ar fi fost acela că
președintele Arseni n-ar fi fost la vremea respectivă invitat. Între timp, însă, domnul senator Chelaru l-a invitat pe președinte și îți dai seama că în aceste condiții, cel puțin de ochii noștri, ai era greu și pentru publice, candidat. Da. Era greu și pentru candidat, pentru Marius Neculae, care are nevoie să fie prezent la aceste evenimente. Nu e vorba numai de asta, dar să nu uităm că cel care l-a adus în PSD pe Marius Neculae în 2012, în 2012, după acea ruptură, nu știu dacă era în 2012, era ceva în 2012, în 2012, în timpul campaniei, pentru că eu îmi amintesc că am făcut emisiuni cu domnul senator Chelaru, care vroia al treilea mandat și l-a și obținut, alături de Marius Neculae. Deci era exact în timpul campaniei electorale, când Leoreanu ieșea la emisiuni cu Odrea. Domnul senator Chelaru a avut 2 sau 3 apariții cu Marius Neculae. Marius Neculae, da, care susținea. Dar nu uita însă că nu se înscrisese încă în era PSD. Era simpatizant. Iar, și nu milita pentru PSD, relația, ci da, pentru Jean Chelaru. Marius Neculae cu senatorul Chelaru este una de tip special, de altfel special. În opinia mea sunt atât Marius Neculae cât și Lucian Micu. A, Lucian Micu, da. Da. Și mai ales a fost surprinzătoare declarația acestuia din timpul conferinței de presă. Că dacă eu, spunea Marius Neculae, câștig alegerile, Lucian Micu poate să rămână viceprimar și să colaborăm și se întoarce cumva roata, le așează Dumnezeu pe toate, acum să fiu eu primar și Leoreanu deputat. Și dacă a vorbit în 2008-2012 a fost invers, da. Da. Și a vorbit foarte, foarte mult despre această relație între el și primarul Leoreanu, spre surprinderea mea, ne făcând nicio referire la faptul că i s-a spus dă-te tu la o parte să vină Elena Udrea pe colegiu. A fost una din întrebările mele pe care eu i-am pus-o fostului deputat, dacă este aceasta o revanșă, ar însemna o revanșă candidatura sa, și a spus că nici într-un caz nu este vorba de o revanșă, dar că a fost încurajat. Dar nici că nu a îndrăznit să candideze, să zicem, împotriva lui Leoreanu acum în 2016. Dar nu uita că în 2016 nu s-a pus problema candidaturii sale, pentru că pe acel proiect care îl știm, PSD îți dă puterea, ei au ținut foarte mult să aducă reprezentanța ai societății civile, mai mult sau mai puțin. Domnul Oprea, care atunci a intrat. Da, e adevărat, da. În partid și care până la urmă a rămas extraordinar de deziluzionat, dar ține minte totuși că domnul Oprea este încă membru de partid. Este și l-am văzut acolo. L-am văzut acolo. Conferința de dar presă, întrebarea mea este una că nu mai vrea să candideze, o fi având dreptul să facă politică? Cred că da. Cred că da, deși el lucrează la administrația publică locală. Poate că nu mai este membru cu carnet de membru, ci poate doar vine. Nu, acolo nu știu categoric ce să n-au venit cei care nu erau membri. Nu știu ce să spun, nu cunosc și poate am putea să întrebăm pe viitor. Nu, mă gândeam la simplu fapt că nu știu dacă în 2016 nu s-a pus problema să candideze Marius Neculae, cred că pur și simplu nu a dorit Marius Neculae să candideze atunci. El a fost destul de diplomat și a spus, domnule Oreanu, mi-a fost profesor, am și colaborat împreună, nu cred că trebuia să intru într-o competiție cu dumnealui neapărat. Nu, atunci eu îți spun din culisele și din experiența mea. Totuși gândiți-vă că numele lui a fost vehiculat mai de dinainte. Da. Marius Neculae avea promisiunea doar a fostului, a președintelui de pe atunci, Emil Boc, că se vor păstra colegiile și cei cu rezultate bune, ce era cazul său, fără discuție vor candida. Vor iată rămâne, însă da. Că la nunta fetei lui Ariton, care a avut loc la Sibiu, nuntă la care a participat, ține minte și la modul acesta asumat și Leoreanu, i s-a impus ca în acest colegiu să fie adus Elena Udrea, care avea Udrea nevoie pe contrasens cu, corect, cu profesorul tău, Liviu Brătescu. Liviu, așa este. Brătescu. A existat o
tentativă atunci a lui Marius Neculai de a intra alături de Liviu Brătescu. Exact. Ce în opinia mea ar fi însemnat un... Ca și cum ar fi dovedit lumea, da, că se simte frustrat de situație și vrea să se răzbune. Adică a fost mai bine că a stat acasă. Nu știu ce să zic, dar e cu tot și întors. Eu cred a fost decizia dumnealui, probabil că s-a sfătuit și cu familia, până la urmă a stat cu minte, deși Liviu Brătescu l-a anunțat. Da. Liviu Brătescu l-a anunțat în vreo două emisiuni, că Marius Neculai mă susține alături de mine. Da. Ceva s-a întâmplat atunci, s-a vorbit de o intervenție și a echipei PDL de atunci, care l-ar fi contactat pe Marius, până la urmă... Nu știu dacă l-a contactat, l-a șantajat... Nu putem să ne pronunțăm aici, spunem l-am contactat și atât. Da, una peste alta se mai impune aici o mică discuție, s-a vorbit foarte mult în anii din urmă și prin 2012 și în 2016 despre faptul că la alegerile locale de la Roma nu prea am avut campanie, ci toată lumea era pe ideea Leoreanu iese primar, au fost candidați Leonard Vacaru și Gheorghe Oprea de la PSD așa de conjunctură, s-a vorbit la un moment dat despre Vlad cam fotbal, Vlad cam fotbal. Întrebarea este ce credeți că se va întâmpla acum, pentru că e destul de grav să fie deja o înțelegere, să existe o înțelegere. Auzeam niște comentarii la colegii noștri jurnaliști de prin primărie astăzi că deja s-au înțeles. Ce-o fi vrând să însemne asta, deja s-au înțeles, nu știu să mă pronunț. Mie nu mi se pare că poate că s-au înțeles la modul unul să fie primar și unul viceprimar indiferent de rezultat. Păi, dar n-are cum Marius Neculai să fie viceprimar, atâta pentru că nu-i neapărat majoritate. Păi nu, păi atenție, păi de asta e cu subînțeles, adică să se știe deja PSD-ul să aibă primarul și PNL-ul să rămână cu viceprimarul. La întrebarea mea... E cu subînțeles aici, eu... Da. La întrebarea mea din conferința de presă, Lucian Micu a spus azi că nu-și dorește să facă politică în primărie, deși nu putea, că e vorba de postul de primar. A fost destul de acid, că eu mi-amintesc că așa printre rânduri spunea că are vreo 5 ani de experiență ca viceprimar și că ar putea să-l susțină pe Marius Neculai în 2020, dacă Marius Neculai ar vrea să fie parlamentar de roman și să-l susțină atunci ca să-l mai învețe ceva administrație publică locală sau dacă în 2020 Marius Neculai va candida la Consiliul Local și va avea oportunitatea să devină viceprimar de roman, atunci îl poate lua sub aripa sa să-l învețe administrație publică locală. Exact așa. Da. La modul acesta. Da. Dar o să vadă telespectatorii în știri, că o să facem știri cu aceste comentarii. În sfârșit, să vorbim de cel de-al doilea eveniment, care a fost chiar unul cu ștai, ne referim la lansarea... Lansarea de carte, și prezența lui Adrian Stase, a fost premier al României, și a președintelui Curții de Arbitraj a României, domnul Deaconu. Dar, din păcate, eu am stat mai puțin la eveniment, în aproximativ o oră am plecat, știu că dumneavoastră ați rămas până la final, am văzut că a fost și cu muzică bună, un eveniment marca Chelaru cu suficient ștai. Am văzut că Adrian Stasea și scris pe blogul lui un mesaj de după eveniment, iar poate îl și găsesc între timp. Mi-a plăcut foarte mult, adică e clar că pe cei doi îi leagă într-adevăr o prietenie frumoasă. Foarte frumos a vorbit despre senatorul Chelaru, fost senator Chelaru, plus, despre care ne spunea Adrian Năstase că ar trebui să fim mândri că ne-a reprezentat 3 mandate în Parlament. Asta și cumva să vină contra celor spuse de romașcani, dar ce a făcut Ioan Chelaru pentru roman? Pentru că sunt activități care nu se văd, adică nu se concretizează în reabilitarea unei case, în construcția, a unui obiectiv. Nu s-au concretizat așa acțiunile sale. Dar parlamentarii, rostul parlamentarilor este să fac decât legea, și ăsta este rolul lor, că dacă mai fac și altceva pe lângă asta, se cheamă trafic de influență și cam strânge doamna Căveșii. Am găsit. Ia să vedem. Scrie așadar Adrian Năstase pe adriannăstase.ro câteva impresii. A fost o atmosferă emoționantă. După 3 mandate de senator, Ioan Chelaru le-a prezentat alegătorilor și prietenilor săi munca imensă pe care a depus-o în Parlament și în diferite instanțe juridice. La lansarea de carte, volumele au fost publicate, de editura. Au mai participat fostul senator Georgică Severin și profesorul de drept constituțional Ștefan Deaconu.
De asemenea, care spune... este președinte al Curții de Arbitraj spune de Camera foarte de bine spune aici Adrian Ăstase, mi-a plăcut. Vorbește despre aceste cărți ca fiind importante monografii juridice. Unul dintre volume cuprinde și eforturile sale a lui Chelaru de coordonarea muncii de revizuire a Constituției, un proiect ce nu a putut fi dus până la capăt din motive politice în 2014. Și aici cu referire așa mai pe superdea și la ruperea USL-ului. Da, eu am moment în care era... cu domnul Chelaru, am avut chiar o emisiune pe această temă. Înainte de lansare, înainte, da. Cu o lună înainte de a, adică le avea deja primite volumele acelea, ne-a vorbit despre ele. Cele două volume nu fac referire doar la activitatea de revizuire a Constituției. Unul din ele face. Cel de-al doilea volum cuprinde o retrospectivă a întregii activități parlamentare a din cele trei mandate, pe care senatorul Chelaru le-a avut la Roman, cu propunerile legislative, ca la orice multe la număr, dar ca la orice om adică politic. Adică eu cumva am un răspuns la întrebarea romașcanilor, ce a făcut Ioan Chelaru pentru Roman. Cred că răspunsul se află aici, în acest volum în două părți, cum i-a plăcut autorului să spună, un volum în două părți. Nu știu dacă tu mai erai în sală în momentul în care, gătuit de emoție, senatorul Chelaru a luat cuvântul și a mărturisit faptul că acest volum îl dedică memoriei tatălui său. Tatăl său a fost un om croitor în pildești, dar un om care a știut să stimuleze dragostea de carte a fiului său. Noi știm că senatorul Chelaru a absolvit două facultăți, are o facultate de istorie și apoi a făcut-o pe cea de drept. O carieră de profesor universitar, președinte al Asociației Juriștilor, dacă nu mă înșel, din România, decan al baroului din Neamț, deci plus faptul că el a fost vicepreședinte în... Această comisie de revizuire a Constituției? Nu, nu vorbim de că a fost președinte al comisiei, vorbim vicepreședinte al Senatului. Da, după ce a plecat Crin Antonescu, da, vicepreședinte al Senatului, da. Vicepreședinte al Senatului a povestit momentele dificile pe care le avea atunci să stingă scandalurile din și să țină cu mână foarte plenul activității Senatului la cele mai multe din ședințe. Dacă te uitai, majoritatea erau conduse de el. Ori asta spune extraordinar de mult despre valoarea aceasta de om politic și de legiuitor al senatorului Chelaru. Da. Una peste alta, un eveniment reușit. Am văzut așa prezența cum a apărut lui, Vlad Miliță, unul din cei mai cunoscuți tenori, participant la acum câțiva ani la Eurovision. Da. A fost cu totul și cu totul lume bună acolo, colegi și din partid alături de dumnealui, prieteni vechi. Văzut nici unul din afară. M-aș fi așteptat să-l invite pe deputatul Leoreanu. Nu s-a întâmplat. Nici primarul Micu, am înțeles că nu a fost invitat. Am întrebat eu la consilierul primarului și mi-a spus domnișoara consilier că nu a venit nicio invitație. Domnișoara consilier, în schimb, a fost prezentă. A fost prezentă, da, personal. Haideți să-ți mai spun un lucru. Spre surprinderea mea, unul din foștii jurnaliști care s-a bucurat de mare respect față de Ioan Chelaru, la un moment dat a părăsit jurnalismul pentru a-i fi consilier în timpul unei campanii electorale, vorbim aici de Cristiana Bortaș, am sunat-o și am întrebat-o cum de n-a venit, cu atât mai mult cu cât unul din volumele acestea în care erau prezentate materiale de presă, foarte multe erau semnate de aceasta. Deci foarte multe din alea. Mai erau articole publicate și în ziarul Ceaclău și în Monitorul de Roman și în... Ziarul de Roman care ziarul de Roman, într-un timp era și pe print. Foarte multe erau comunicate, unele din acestea purtând semnătura lui Ioan Chelaru sau a jurnalistului Emilian Pal, care a fost o vreme
pe politică sau a Cristianei Bortaș. Deci cam asta a fost. Iată că cineva a uitat, o fi omis să o invite și chiar i-a părut rău că n-a participat. Da. Asta e situația. Putem să-l întrebăm doar pe domnul Chelaru ce s-a întâmplat, nu știm. Aș vrea acum să discutăm un pic două cazuri deosebite din spital. Am auzit. Săptămâna trecută au fost două cazuri cu totul și cu totul deosebite. A fost vorba mai întâi de un intoxicat cu benzină, da. Unul prezent undeva în, de la Bacna adus de familie și găsit cu capul leșinat în garaj de la benzină, de la motor, de la ce-o fi vopsit el acolo, lipsa de aer, cert este că acesta a putut fi salvat. În schimb, cel de-al doilea caz petrecut chiar sâmbătă. O căzătură de la înălțime. Da, 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 da. De la etajul 4, un bărbat încerca să consolideze o balustradă. Balustrada s-a rupt și a căzut de la 7 metri înălțime. Fiind deosebit de grav, a fost dus cu elicopterul la clinica de neurochirurgie la Iași, din cauza faptului că avea foarte mult, avea mai multe hematoame care trebuiau urgent operate. Da, nu știu, știu că am citit dimineață în matinal, dar nu mai găsesc acum. Avem... Da, bă, eu știu despre ce e vorba, că-s documentate de mine pe... Da. Da, două cazuri extrem de grave, de grave și m-am bucurat că în cazul bărbatului intoxicat medicii au putut să facă într-adevăr ceva și să-l readucă la viață. El a fost găsit și foarte repede, ceea ce a reprezentat un avantaj. A avut zile, cum ar putea spune prea bine cineva. Da. Nu găsesc acum, dar nu e asta o problemă. Spuneați că ați refăcut documentarea cu privire la stocul de vaccin. Nu, eu zice, înainte de pauza de publicitate, să discutăm despre un alt eveniment de pe piața muncii, bursa locurilor de muncă. Cât mai avem, Marc, la dispoziție? Două minute. Nu, mai bine să discutăm despre bursă. Să încercăm în două minute, da. Bursa organizată în cele trei orașe, de obicei, da. Piatra, Roman și Târgu Neamț, da. A avut un bilanț destul de 110 agenți economici, agenți, 947 locuri de muncă, 1041 persoane dintre primite, care 86 angajate pe loc. Da, 45 la Roman. La Roman, unde au fost 39 locuri de muncă. 309 încadrare, da. 309 de locuri de muncă la Roman. Da, principalele ramuri, din păcate, nu prea sunt atât de multe locuri de muncă nici de această dată pentru cei cu studii superioare. Am mai discutat noi despre asta. Bine, eu am discutat cu purtătoarea de cuvânt chiar vineri, undeva când noi terminasem deja știrile, după ora 14, și îmi spunea că la o lună de la acest târg se va face din nou evaluare, ca, pentru a vedea care mai vine, care da, mai pleacă, știți care mai... ce nu ne-a spus nimeni și nu văd niciun articolul acesta și nu știu dacă a documentat cineva informația aceasta, știrea în așa fel. Vineri, înainte de bursă, s-a pus accent nu doar la Roman, ci la mai multe primării din țară, pe faptul că beneficiarii legii 416 care sunt buni de muncă, trebuie să meargă la această bursă generală, pentru că în caz contrar își pot pierde drepturile. Se consideră că au avut oportunitatea de a se angaja și au dat cu piciorul. Bine, nu ne-a spus nimeni dacă ei au venit, dacă a verificat cineva. Primarul Micu știm că i-a îndemnat și i-a îndemnat și nu numai la Roman, în toată atenția, țara. Da. Nu ne-a spus nimeni. Dom'le, au venit dintre cei care sunt asistați social și au găsit doi de muncă sau trei. N-a spus nimeni nimic despre asta, ca și cum n-ar conta prea mult. Poate că acum discutăm puțin despre aceste stocuri de vaccin. Spuneați că ați redocumentat subiectul după ce a apărut în monitorul de pe
7 aprilie, da, un articol scris de dumneavoastră. În sensul că de azi încolo a intrat în dezbatere publică și este publicată pe site-ul Ministerului Sănătății această nouă lege a vaccinării, care are o serie de prevederi cu totul și cu totul altele față de proiectul de lege pe care l-au înaintat tehnocrații anul trecut. Dacă tehnocrații, de exemplu, propuseseră ca să nu fie primiți la școală copiii nevaccinați, s-a dovedit faptul că este o prevedere anticonstituțională, că dreptul la învățătură e garantat și n-ai tu cum să-l condiționezi pe acest lucru, da. Neorganică să... Mai ales că la nivelul țării sunt atât de mulți părinți care refuză vaccinarea copiilor. Bun, nu vorbeam de asta, dar deci tot proiectul tehnocrat mai avea o prevedere pe care eu am studiat-o foarte, cu foarte mare atenție, să vedem dacă se mai regăsește, da, în proiectul acesta de lege. Se spunea acolo că li se dădea termen medicilor de familie, care sunt cei responsabili cu aceste vaccinări, să informeze părinții despre necesitatea de a-i vaccina. Deci să facă o campanie pro-vaccinare. De informare, da. În condițiile în care, spuneau tehnocrații, părinții ar fi refuzat să, în mod sistematic, să-și vaccineze copiii, ar fi trebuit trimiși în fața unei comisii județene care mai încerca odată să-i lămurească să-și vaccineze copiii și dacă nu se aplica legea protecției copilului, fiind trimiși în instanță. Ori era cu, da, totul, un demers tot destul de greu, da, de lungă durată. Da. Ori acum atât spune proiectul de lege, medicii de familie trebuie să informeze populația, părinții nu pot fi sancționați dacă nu vor să-și vaccineze copiii. Da, cred că tot pe vremea tehnocraților a fost făcut și acel filmuleț cu campania, da, Vaccinează-ți copiii, era un actor, îmi scapă numele, care apărea în filmuleț, dar chiar și așa n-am văzut, știu eu, rezultate favorabile, extraordinare după această campanie. Bica. Doamna doctor Bicam spunea dimineață că, da, este vorba în primul rând de această lipsă sistematică de vaccinuri. Ori tot eu săptămâna trecută am documentat acel... Da, dar pe de altă parte am văzut atât de multe cazuri cu familii care nu aveau cu banii o problemă și atunci achiziționau vaccinul și mergeau și rezolvau problema. Asta unde se întâmplă? Da. În oraș? E adevărat, în oraș. Dar pe de altă parte sunt și atât de multe cazuri de copii nenorociți în urma unor vaccinuri neadministrate așa cum trebuie. Păi ele sunt mediatizate, aceste cazuri toate. În urma unei injecții copilul a rămas cum a rămas. Și atunci de aici astea a apărut și aceasta. Rare, mai sunt rare, mai rare de sentență, mai de altă parte... convingeri religioase. Spune-ne un pic cam așa, ce îmi spunea săptămâna trecută doctorița Grădinaru. Ia să vedem. La medicii de familie, deci discutăm din articolul acesta de săptămâna trecută, la medicii de familie au fost distribuite un număr de 2243 de doze de ROR, vaccin împotriva rujeolei. Aceste doze erau existente în stocul nostru, spune doctorița, de pe 27 februarie. Acum ne aflăm în faza de a colecta datele din teren de la medicii de familie pentru luna martie. Situația imunizărilor din teren, da, o vom ști abia acum în luna aprilie. Din dozele despre care vă vorbeam de ROR s-au mai consumat între timp. Ia să vedem, în felul acesta, 200 de doze au fost repartizate la medicii de familie care au solicitat vaccin ROR. De altfel, Ministerul Sănătății a dispus achiziționarea în regim de urgență a 115.000 de doze de vaccin împotriva rujeolei, rubeolei și oreionului, care ar urma să acopere necesarul pentru două luni, a mai spus doctorița Mirela Grădinaru. Aceasta preciza că în județul Neamț nu există, ca în alte județe, epidemie de rujeolă, dar în județ au fost confirmate 6 cazuri de din rujeolă 13 din 13 suspectate. Suspiciuni. Da. De asemenea, tot în luna aceasta aprilie se așteaptă dozele de vaccin Hexacima, care ne-au fost repartizate, prin care se asigură imunizarea copiilor sub un an împotriva difteriei, tetanosului, pertussis, tusei convulsive și așa mai departe. Nu se pune problema lipsei de vaccin BCG, ăsta nu știu ce este, pentru plămâni, care se administrează în maternități. Da.
când se naște copilul, înainte de a pleca din maternitate, da. Tot doctorița Mirela Grădinaru susține că mai există restanțe în cazul în care copiii ce trebuiau vaccinați aveau contraindicații temporare de vaccinare din cauza unei răceli temporare sau altei suferințe pe care o avea copilul ce trebuia vaccinat. Ei, ori doamna doctor, da. Bica mie mi spunea astăzi că lucrurile stau cu totul și cu totul diferit. Altfel, adică una că n-a primit nici la limita minimă necesarul de vaccinuri, dar apoi să le acopere și dumneavoastră ei nu credea în promisiunea ministrului sănătății de a le trimite, că, se va, da. Că se va rezolva, pentru că ministrul vorbește în acest proiect de lege despre o serie de contracte multianuale, așa cum știm că este legea, da. Achizițiilor publice, până achiziționez, dacă ar fi vorba de contract anual, până achiziționez un produs, fie el și vaccin. Urmărești toți pașii, aceea și e de durată. Da, și de durată, ori nu este cazul în această. Pe de altă parte, am auzit că guvernul ar fi plătit și datoriile către Institutul Cantacuzino, ceea ce mi se pare o decizie extrem de înțeleaptă, pentru că vaccinurile românești erau foarte, foarte bine cotate pe piața de specialitate, dar și ruinarea financiară a acestui institut s-a făcut tot din considerentele știute la noi a unor interese de pe această piață. Da. Mergând mai departe, tot săptămâna trecută, ce s-a mai întâmplat? S-a inaugurat la Roman acest târg de Paște. Da. Nu prea a înțeles lumea de ce s-a ocupat complexul sportiv și clubul sportiv municipal, de această organizare. La primarul conferința, da. De trecută, că le mai dă o activitate din care să susțină. Au achiziționat și aceste căsuțe, înțelegem că o parte a fost achiziționată, da. O parte construită. Și toate aceste costuri vor fi amortizate la un al treilea târg, să spunem, adică ne trebuie vreo trei târguri organizate pentru a amortiza costurile. Acum, eu chiar înainte de a veni aici, sincer să fiu, am trecut chiar prin târg să văd anume cam ce... Oferta. E cam, da. Aceleași lucruri de ani, de zile. Păi sunt cam aceiași comercianți. Vă spun eu că mi-am făcut voxurile pentru material și sunt cam aceleași persoane, că încep să le recunosc după atâția ani. Sunt persoane care vin de 8-9 ani la Roman, la aceste târguri, ceea ce nu e neapărat rău dacă au și marfă bună. Hai să zic eu să discutăm despre ceea ce s-a întâmplat în conferința de presă de astăzi? De luni, da. Așa. Vorbim în primul rând de acel semnal pe care l-a dat primarul Lucian Micu despre ceea ce tu spuneai că ai sesizat de foarte mult timp, depozitarea, da, exact, din alte deșeurilor, din alte deșeurile. Comune, da. Păi, și azi ni s-a dat cu subiect și predicat, era vorba de o societate din Sagna, una și a doua nu mai țin minte care. Nu mai țin minte, am și eu notat în agenda. Dar culmea este că societatea aceea din Sagna adusese acolo o serie de deșeuri de origine animală, rezultate dintr-o serie de tăieri, corfi clandestine. Abator, poate, nu, dar la Sagna, de unde abator la Sagna? Nu, poate cred. E, nu știu, așa, asta. Mai mic, mai... Nu există la Sagna, nu știu, așa ceva, nu știu. Asta că a fost amendat, că n-are legătură cu... Dar întrebarea este, cine va putea să monitorizeze 24 de ore din 24 aceste... Înțeles că există acolo o cameră de luat vedere. Da, există, da, eu știu ce să spun. Probabil că până la neutralizarea acestui depozit temporar se vor mai aduce... Da, a venit la conferința de săptămâna aceasta discuția privind modalitatea în care va reuși primăria să neutralizeze, să scape de acest depozit, da. Această groapă. Primarul ne-a asigurat din nou că n-ar fi vorba de cât de o autorizație, că autorizația pe care ar deține-o
că ar fi până în 2018, parcă ați 19, chiar, da? Așa chiar, și că nu s-ar pune problema asta. Pe când ancheta realizată de unul din posturile locale de televiziune a demonstrat că nu stăm chiar așa de rău și că vor trebui să se ia măsuri. Dar am înțeles că după pași, domnul Micu ne-a promis că se va duce la București pentru a vedea ce soluție îi permite, găsește, ce îi permite Ministerul Mediului. Apropo de camere de supraveghere, ați văzut că am întrebat și eu. Noi avem, ne spuneam conducerea primăriei, vreo 70 de camere video în tot orașul, dar chiar și așa asistăm săptămână de săptămână la distrugere, acte de vandalism. Ba, florile de la statuie toate smulse și rupte. Și mai nou pomișorii plantați de presă, nu știu dacă aici a avut... Aici, în aripa da, primăriei. M-am uitat chiar spre Muzeul de Artă. Eu nu știu dacă avea legătură cu faptul că exista o etichetă pe fiecare arbore și aveau cetățenii ceva cu presa romașcană. Erau câțiva pomișori, m-am uitat. Copăcei, da. I-au distrus și, din păcate, iată că nu trece săptămâna să nu aflăm. Mai culmea este că n-au fost mulși cu totul. Rupți, deci că dacă e răutate, da. Distruși. Că măcar dacă îl scoteai probabil tineri totul, din aceștia care așa înțeleg să se manifeste. Pe de altă parte, dacă ar exista camere de supraveghere în tot orașul, s-ar descuraja astfel de fapte, că ar putea fi, nu știu, amendați cei care fac aceste lucruri, dar pe motiv că oricum nu-i descoperă nimeni. Avem cazul dinspre Poșta Mare, cu acei stâlpișori de iluminat public. I-au distrus, i-au terminat, vreo 5 la număr, costau în 2010 aproape 300 de lei, acum cred că costă mai mult, primăria trebuie să pună bani să repare, a și reparat, nu i-a prins nimeni pe cei care au distrus, da. Bine, mersi, o să mai facă și altele. Nu la conferința de săptămâna asta, la cea de săptămâna trecută, da. Eu am întrebat dacă se va face și un inventar al coșurilor, de exemplu, a coșurilor de gunoi distruse. Sunt coșuri de gunoi nenumărate. Da, un picior, da, și le... Dar culmea este că în buricul târgului, am înțeles de la din întrebările care au fost puse că aici, totuși, în partea dinspre muzeu, n-ar exista o cameră de luat vedere. N-ar exista, tocmai. Bine, dar când aceste grupuri mici, că am impresia că sunt tot copilași din aceștia. Tot elevi, probabil de liceu, da. Ce interes ar avea să distrugă? Pur și simplu așa înțeleg ei să se manifeste. E o lipsă de civism. O lipsă de civism, o formă de exprimare. Bun. Și am înțeles că și claritatea imaginilor pe aceste camere de luat vedere lasă de dorit. Nu este tocmai da, și mai clar. E o problemă, faptul că aceste camere video, practic ele se rotesc așa continuu și nu surprind de fiecare dată o porțiune anume. E posibil că camera se învârte în partea opusă, în partea din fața noastră, să spunem, să se întâmple o faptă antisocială și nu mai surprinde camera. E o chestiune de secundă acolo, vreau de minut. Vreau să spun că în zona în care locuiesc eu, la Marom, chiar o vecină din bloc cu mine, scotea din buzunar, în timp ce scotea din poșetă un telefon, a lăsat pentru și să-și noteze o adresă pe care i-o dădea un vecin, a lăsat un pic geanta acolo, i-a dispărut portofelul cu tot, cu acte, cu tot banii care îi avea în el. Eu am încercat să meargă să vadă pe acele camere. Da, da? N-a fost posibil, pentru că tocmai atunci se exact ce camera. Spuneam. Da. Da, în alte orașe eu spuneam că avem exemple de municipii mai mari unde s-a investit foarte mult într-un astfel de proiect de supraveghere cu camere video și unde să știți că rezultatele se văd. Adică au cam început să fie descurajați cei care puneau mâna. Eu știu că e foarte costisitor, că poate să fie un proiect de lungă durată, dar poate că ar trebui luat în calcul că tot o să avem candidați pentru primăria Roma și o să fie de proiecte noi. Da. Ce ți-a mai atras atenția în conferința de presă? Așa, în conferința de presă am întrebat eu despre decizia guvernului care a revenit asupra cuantumului chiriilor ANL, da? Vor fi din nou reduse chiriile ANL cu vreo 20%, dar înțelegem că vor fi mai puțin bani pentru ceea ce înseamnă administrarea și repararea acestor locuințe. Adică, cu alte cuvinte, tot primăria Roman va trebui să se descurce. Nu, primăria va trebui societatea municipal locat-o, dar locat-o când nu are... va intra definitiv. Exact, locat-o când nu are, vine tot la primărie cu
întins mâna să vedem ce se întâmplă. Ce se întâmplă în cimitir? În cimitir cu acele morminte neîngrijite, dar vă spun că am fost duminică în cimitir și e ceva îngrozitor acolo. Deci sunt morminte la care probabil că nu mai vine nimeni pe considerentul că s-a plătit acel impozit anual pe 7-8 ani, iar vecinii, să spunem, de pe lângă care au făcut curățenie, au lăsat acolo candele arse, coroane părăsite. Deci efectiv avem mormane de gunoaie. Mormane de gunoi avem pe unele morminte în cimitir, despre asta e vorba, și nu vede nimeni, nu vine nimeni, nu întreabă nimeni. Este îngrozitor ce e acolo, vă spun. Mi se pare totuși o idee foarte bună aceasta. Cu municipal locat-o care poate face curățenie pentru 24 de lei, adevărat, dar pe un mormânt unde n-a mai intervenit nimeni de 7-8 ani, nu poți să intervii, că cine să-ți plătească? Doar dacă un romașcan cu inimă bună spune, domnule, am eu pe răposatul aici, lângă este un mormânt la care nu vine nimeni. Îi mai dau firmei locat-o 24 de lei și o rog să facă curat și alături. Mai puțin o să se întâmple asta. Apropo de cimitir și de asta, văd aici că primarul ne-a vorbit despre curățirea zonei din cimitir acolo, și pregătirea zona de înviere, da. Da, a Monumentul Eroilor. E vorba de acțiunea cu elevii de la școala Calistrat Hogaș. Va avea loc undeva pe miercuri. Miercuri, da. Miercuri. Mâine, cum ar veni. Da, e o acțiune frumoasă. Vom vedea. Tot astăzi s-a desfășurat și acel concurs de la Dragobete la Sărbătoarea Rosaliilor, da, marți de dimineață de la ora 11. Da. Acest echipaj le vor fi așezate de așa manieră încât se formeze așa numit acostif. Așa a fost în fiecare an. Nu e ceva nou. Da, deci din cuvântul Dragobete se ia fiecare literă și cu acea literă să înceapă denumirea echipei. Dar așa a fost în fiecare an, și când era Laurențiu Leoreanu primar. Înseamnă că nu e nimic. Nu e nimic nou. Așa ieșit din comun, să spunem. Da. Între timp s-a dat drumul și la ceea ce numim noi activitate în parc. Se face curățenie pentru plimbările cu barca și hidrobicicleta, ele să fie posibile de Paște acum, urmând ca toată activitatea cu mini-zoo și tot ce se mai întâmplă în parc, undeva la sfârșitul lunii aprilie, să se dezghețe totul, să revină la viață acolo, pentru că parcul reprezintă până la urmă o atracție acestui oraș și cei care vor să-și petreacă timpul liber nu prea au soluții decât complexul sportiv Moldova, așa numea zona ștrandului, și parcul municipal, care nu prea avem locuri unde să mergem, din păcate. Un alt subiect, mă referam acum la o întrebare pusă de mine, legată, de fapt eu am realizat-o și am gândit-o, legată de ceea ce s-a întâmplat la ultima conferință de presă a JOFM-ului, când domnul Chirilă ne spunea că a intrat în linie dreaptă trimiterea către Parlament a legii uceniciei, prin care voluntariatul să fie recunoscut, sau la ce se referă? Nu. E vorba de acei agenți economici care până acum primeau 300 de lei ca să fie stimulați, să poată organiza cursuri de calificare. Da, dar acei tineri nu rămâneau 3 ani să lucreze pentru angajator, dacă angajatorul îi forma? Nu erau tentați, pentru că legea veche prevedea să aibă un maestru care se ocupe de ei, să aibă un muncitor, ori nu își permitea angajatorul să plătească suplimentar un om ca să îi să-i școlarizeze pe aceștia. Ei, nou punct de vedere legislativ, și am înțeles că intra și în procedură de urgență, este acela de a reda fiecărui agent economic care creează, care să-și facă un buget serios, undeva la 250, echivalentul în lei a 250 de euro, și atunci îți mai convine. Deci pe vechea lege în județul Neamț, doar fabrica de ciment de la Bicaz, care aparține companiei la Farj, a organizat asemenea cursuri de ucenicie, dar și acelea n-au ținut de județul Neamț, pentru că au obținut fondurile și aprobările undeva de la agenția de la București.
Tot acum am pus eu o întrebare referitoare la modul în care un grup de parlamentari au semnat o inițiativă legislativă prin care vor să oblige autoritățile publice locale să bugeteze aceste cheltuielile de întreține în școlile profesionale, cazare masă, ale celor care urmează o formă de învățământ profesional. Ceea ce mi s-a părut interesant a fost faptul că printre semnatarii legii se afla senatoarea Ecaterina Andronescu. Fost ministru al educației. Da, în timpul mandatului ei s-au desființat aceste școli profesionale. Mai revenit asupra deciziei, doamna a fost ministru, poate că s-a gândit mai bine și a dat seama că școlile profesionale sunt și ele necesare, da. Că nu orice copil are cap să învețe carte și să dea și bacalaureatul. Este adevărat, dar haideți să ne gândim că primăria Roman va trebui să deconteze această sumă, iar cei care vin sunt copiii din rural. Din rural. Păi exact cum se întâmplă cu spitalul. Ne tratăm toți la spital, dar nici o primărie de comun nu vrea. Și nici măcar Consiliul Județean. Da. Am mai văzut un articol interesant pe care l-am prezentat și în matinal de dimineață. Am văzut că e jale cu înscrierea la clasa pregătitoare. Chiar pentru știu, că au rămas locuri neocupate. Așadar, în Neamț s-a aprobat înființarea 176 de clase cu o capacitate de 4.511 locuri. Pe 7 aprilie vineri s-a tras linie și după a doua etapă și în județul Neamț au rămas foarte multe locuri, aproape o treime dintre locuri neocupate. Așa că urmează a treia etapă, în care grija reprezentanților școlilor este să analizeze orice cerere ca să-i dea un răspuns favorabil, astfel încât absolut toți copiii care împlinesc 6 ani până la 31 august să fie primiți în clasa pregătitoare din toamnă. Așadar, cele 1.369 de locuri neocupate înseamnă 57 de clase, ceea ce nu e deloc de negrijat. Da. Nu știu de ce, poate că părinții n-au știut cum să prezinte problema. Scăderea demografică, fantastică. Da, au rămas copii pe lângă. Deci au rămas copii neînscriși. Asta înseamnă că nu s-a mai făcut acel recensământ. La vremea în care eu eram în învățământ, nu exista an în care să nu mergem fiecare în circunscripția pe care o aveam. S-au depus mai puține dosare. Uite ce înțelegem aici, că conform avizului ISJ, dar și din cauza necesităților din teren, din toamnă s-a avizat funcționarea învățământului simultan cu clase pregătitoare în 55 de școli din mediul rural. Nici pe acestea nu a fost până acum mare bătălie, doar în 4 dintre ele ocupându-se toate locurile după primele 2 etape. S-au pus la dispoziția părinților pentru a înscrie pe micuți la simultan 550 de locuri și după prima etapă s-au depus și avizat doar 351 de dosare. În a doua... doar 3 dosare și mai sunt încă 196 de locuri libere. Deci, pur și simplu, părinții nu s-au mișcat atât de rapid pe cât ar fi trebuit. Nu au fost informați, poate, dar nu știu. În rural, oricum, e o problemă, că părinții sunt în perioada aceasta cu munca la câmp, pun în pământ, au alte preocupări. Da. Mi s-a părut foarte interesant chestiunea ridicată de colegul nostru, Dan Airincăi, care l-a întrebat pe primarul Lucian Micu ce-i cu ștampila aia care lipsește la Muzeul Personalităților. Personalităților și spune cam ce ai înțeles tu din acela. Eu am înțeles că ar fi o greșeală a ghidului respectiv. Tot nu mai avem timp, asta ne face semn, da. Marc. Da. Ei, o să revenim asupra subiectului. Da, Eu cred că ar fi fost interesant discuția cu reabilitarea blocurilor din... O să intrăm într-o discuție, de ce nu ne emisiunea... viitoare. 33 din Anton Pantare. Și invităm pe telespectatori să ne urmărească și la știri, nu? Pentru că mai află și din buletinele informative, iată, lucruri pe care nu le-am putut prezenta astăzi. Mulțumim pentru atenție. La revedere. La revedere.